Eu știu să gătesc adevărat și chiar dacă lucrez scârbos. Dar nu lucrez scârbos, tu ești o frumoasă și tot ce faci... E gustos! Deci la cum ești chiar nu contează cum. E catastrofă. Hai, Mario, bagă și tu aia acolo așa și pune și ciocolata asta, nu? E bun. Mă bucur că am gătit ceva care să vă placă, să vă mulțumească și pe dumneavoastră. Dacă ai fi gătit tu, ce bine ar fi fost. Eu m-am obișnuit deja cu Stoian, care tot timpul comentează și tot timpul mă tachinează și niciodată nu-i convine nimic. Doamnelor, domnilor, tineri și mai puțin tineri, fraților, puneți mâna pe telefoane, pe mail-uri sau pe porumbei călători și anunțați-vă rudele și prietenii. Urmează o ediție absolut excepțională la Cireașa de pe tort. Distribuția e pe bază de talente și sună cam așa. Andrei Ștefănescu, jumătate din alb și negru. Să trăiască! Aterizat direct din Monden, Mircea N. Stoian vrea să facă niște chestii. Sunt cu ochii pe el. Wilmark a mai fost la noi, dar cică nu ne-a arătat tot ce poate. Vamos! Margherita vine de la Clejani și vrea să țină sus standardul numelui. Și Nicoleta Matei, care va fi denumită în continuare Nico. Să rămână! Cam despre asta e vorba în săptămâna de față. Declar deschise festivitățile și ostilitățile la Cireașa de pe tort. Să meargă banda! Maestre, bine ai revenit! Astăzi o avem pe doamna Nico. Doamna Nico de la Ploiești, cu o fică superbă, așa e și maică-sa. Și pe taică-sa o știu de când erau mici. Nici nu era asta mică când, mă rog, maică-sa n-are să intrăm în amănunte. Suntem la Ploiești, invitați la ea acasă, o să gătească, o să facă, o să dreagă, apasă tu pe buton acum, și ai cum să... adică n-ar să intri în amănunte? Hai, lasă! Nicoleta Matei, sau Nico, este o doamnă foarte talentată în diferite domenii și destul de competitivă, după cum se va vedea. Îi pasez legătura cu strămoșeasca urare, Nico, fă-i praf! Urmează o cină de colecție! Nico, pentru mine, în sufletul meu, are ecouri foarte puternice și e o persoană care îmi place foarte mult. E o artistă desăvârșită, din punctul meu de vedere, este cea mai bună voce feminină a ultimilor ani. O apreciez foarte tare pentru vocea pe care o are și pentru finețea aceea pe care Nico o deține. Faptul că ea există și faptul că a reușit să ajungă la un nivel, zic eu, acceptabil în muzica asta a noastră, care e de toate felurile, un fel de ghiveci, așa, e ok. O apreciez foarte mult profesional și îmi doresc foarte mult să o apreciez foarte mult și în bucătărie. La Nico nu cred că am niciun fel de problemă și niciun fel de stres și niciun gând. Cred că este o bună bucătărească și cred că ne va găti ceva foarte, foarte bun. Azi îmi revine mie sarcina de a găti și să știți că nu vreau să mă ridic la standardele lor. Nu, deci chiar vreau să fie Caterinca și la mine. Am văzut, are gusturi rafinate, s-a interesat în zilele astea în care noi ne-am văzut cam ce ne-ar plăcea fiecăruia. Și cred că va ține cont de ceea ce a spus fiecare și va face ceva deosebit. Nu cred că va găti românește, mai mult ca sigur. Gustarea o să fie formată din... M-am gândit eu să fac un drob de pui. Mi se pare idee interesantă pentru că este... E foarte... Ai mâncat drob de miel? Da, drob de miel, da. Dropul de pui este mai lejer, ca să spun așa, decât mielul care are o cale puțin mai grasă. Foarte ușor de preparat, sunt 40 de minute, e gata. Totul este făcut. Sunt mai multe maniere de a prepara dropul de pui. Puteți să-l preparați doar cu ficăței, cu inimioare cu organe, și cu organele de la pui. Sau dacă nu, s-a adăugat și piept de pui. Cu și, multă verdeață. Absolut, cu multă verdeață. O fiert, bun. O proaspăt pe care îl amestecăm în compoziție. O să fie pe masă și niște plăcințele pe care le-am cumpărat de undeva, nu o să vă spunem de unde, dar sunt cele mai bune plăcinte pe care le-am mâncat. O să am plăcintă cu varză, plăcintă cu cartofi, am și cu mere, asta pentru desert, în afară de ceea ce o să gătesc eu, și plăcintă cu brânză și mărar. Deci astea vor fi la antreuri, da? Și zacusca care nu lipsește. Și face temele, este foarte minuțioasă, așa că... O să fie, din punctul ăsta de vedere, poate boring pentru emisiunea,
dar pentru noi care vom gusta preparatele ei o să fie un lucru deosebit, că nu va lipsi nimic acolo. Felul principal va fi mușchiuleț de porc cu sos de mere, nu pepa de mere, a spus soțul meu, cu sos de mere. Asta e rețeta lui, o rețetă foarte bună, să vă placă la nebunie. Veșnicul mușchiuleț de porc, pe care îl întâlnim foarte des, dar aici avem o caracteristică, sosul de mere. Ceea ce este o idee foarte bună, este o mâncare tipic ardelenească, ca să spun așa. Da? Și bineînțeles, ca și garnitură, avem legume asortate, adică morcovi, sunt pachetele acelea pe care voi le cunoașteți, congelate. Bun. Ca desert, m-am gândit să fac un cheg. Eu n-am văzut în ultimele luni, așa că n-a gătit nimeni cheg. Eu vreau să fac un cheg, că mie mi se foarte bun chegul. În piață va fi cunoscută, recunoscută și iubită și ea chiar va primi probabil multe produse cu discount sau poate chiar gratis, pentru că e o persoană iubită în Ploiești. Uite aici ce vrei, nu faci aici, uite aici. Uite ce are mami. Care e Iorico sau Florico? Nu iau decât cu dății, ori scând, de ce nu iau gratis de la nimeni? Frumos. Toți muncim pe bani. Când ceva mă răcorești, ești viața mea. Facem concert aici. Ce vrei, păcălare sau ușoară? Nu, ceva ce vrei tu, ce te doare pe tine? Ce-ți place ție? Ce vrei, ce vrei? Zim. Păi facem piesa pe care o cunoașteți. Care ce mai bine? Care mai bine? Pentru tine sunt așa cum vrei, pentru tine au plâns ochii mei. Nu vreau cu dragostea să mă joc, în inima mea e doar un singur loc. Plește, o să trăiască, plește! Să rămână, mulțumim frumos că aveți grijă de colega noastră, de Nicoleta, invitată, niște roșii frumoase, alea, pam, pam, țaca-paca. Foaie verde și o sipică, foaie verde și o sipică, trenul e mașină mică, unde îl duci pe Ionică? La Cireașa de pe tort îl duce, mamă. Asta e o melodie care merge foarte bine cu meniul pe care l-ai pregătit, Nico. Trenul e mașină mică, unde îl duci pe Ionică? Părioara lui, nenică, măi, măi, să trăiți, să fii sănătoși. Ia, mămicule, 2 kg de roșii, dai banii pe unul. Ce înseamnă să cânți la capela? Asta înseamnă să ai voce. Bă, dar proste! Să rămâna, să trăiți! Trupul nu vrei de bună! Să le dați multă la toată lumea să vă tăcă! Mersi frumos! Bună ziua! Cocanel de miere. Nu contează de care. Desalcăm. Hai să fie desalcăm. Da? Haideți să o luăm de aici. Cu mierea ungem mușchiulețul de porc. Asta e rețeta soțului meu, așa că o să vă spună el mai multe, probabil. Eu nu sunt gospodină, sunt, dar fac ce știu eu, mâncărul românesc și multe alte chestii, dar nu mă pricep așa la fasoane, la fițe. Mă ajutați să rămână mult. Nico, nu există fițe în bucătărie. Există culturi diferite, mâncăruri diferite, deci o bucătărie altfel decât cea noastră românească nu este o fiță, este doar o bucătărie diferită. Ia să văd, mamaie, cum ai legăturile aici? Să-i vezi pe ăștia la București ce legături au cu procuratura, cu... ministerul cu... Hai să fim atenți, pentru că acum cumpără ierburile pentru drob. Deci una de mărar. Una și una de aia mare? Una de... da. De asta e mică? Una de... Mami! Pătrunjel. Sunt frumoasă, mamă, de mă filmezi. Mamaie, da! Normal! Toți suntem frumoși. Sufletul contează, mamaiță. Da. Așa și două de ceapă, mamaie, pe tine aici. Care? O, deci. Lasă-mă pe mine. Hai, alege-le matale, că știu mai bine ca mine. Două de ceapă. Două de ceapă. Frumoase. Niciodată de când la televizor am văzut. S-ar mâna. Ter. Mulțumesc. Ne mulțumim că sunteți de-a noastră. Mulțumesc. Aveți grijă. Păi ce să mai am grijă? Aveți grijă. Bună ziua, bună ziua. S-ar mâna, s-ar mâna. La Cireașa de pe tortă. Ce? Exact. Dar de unde știi? Ați uite, vedeți, băie, de unde cunoaște. Păi m-am gândit că ce să fac. Dar știți că mai fost de mult. De mult. Așa. Păi o să gust, că nu vreau să vă refuz, că nu-i frumos. Și pe la toată lumea, hai! La toți! Și proaspătă! Și veche și proaspătă! Ia ce bună e! Minune! Foarte bună! Ieri am fost în vizită la un prieten care are găini, mă rog, mai multe rase de găini. Și am plecat acasă mână cu niște ouă care erau încă calde. Pentru că abia erau ouate, știi? Serios? Da. De găină sau de bibiric? Ce... Da, nu, găină. Extraordinar. Dar ideea să plec acasă cu ouăle alea calde încă, știi? Și stăteam în mașină cu ele, așa mi-a dat 3 ouă, stăteam în mașină cu ele. Trei? Păi ale erau ouate proaspăt. Ce bine arăți! Nu
mulțumesc, seara bună. Urda dulce, doamnă. Da, mulțumesc. Seara bună. Toată lumea spune lucrul ăsta. Mulțumesc. Doamne ajută. Seara bună. Să nu știi la cașcaveală, să nu știi cașcaveală. Mâncăm, deci nu trebuie brânză la masă, că nu am așa cu brânzică. Dar am mâncat o brânză bună, merge și în partea asta, că n-am mâncat nimic dimineață. Mi-a făcut asta dimineață în omletă. Și ceea ce nu v-a spus el, dar vă spun eu, că el a plecat de la prietenul lui și a stat cu ouăle în mână până dimineața. Deci nici măcar să doarmă. Nu, pentru că ouăle proaspete trebuie să treacă 24 de ore ca să le mâncați înainte, după ce au fost ouate, ca să spun așa. Nu se mănâncă imediat. Pe bani? Super da. Tare! Am mai dat! În carioca. Puneți-l aici. Pentru Dana Marcela. Sunteți foarte frumos. Mulțumesc, să rămână. Dana Marcela. Mulțumesc. Dana Marcela cu dragoste, Nico. Să fii fericită, fi sănătoasă și o primăvară frumoasă. Să rămână, să rămână. Eu zic să procedem la drum spre casă. Cu baia de mulțime făcută, sunt și eu de acord cu Nico. Haideți acasă că avem treabă. Dragii mei, o avem alături aici pe tanti Ionica. Este prietena noastră cea mai bună. Să rămână. Ea mă va ajuta. De când a început emisiunea asta, tot dai amănunte, tot da. Știi. Vă interesează? Ai o curiozitate. Vrei să ne oprim puțin, ne așezăm într-un colț acolo, îmi explici și mie ca să fiu și eu măcar... Da, deci haideți să vă spun. Eu sunt ploieștean și am stat cu ea în bloc. Am pus la fier pipătele inima ficăciorul. Sunt deja puse aici. Eu din ce experiență am pe drob, pentru că am făcut la viața mea vreo 4 bucăți, îți recomand pe viitor să încerci doar cu târtița de pui, pentru că este suculentă și gustoasă. La drob am să pun ficăciori de pui, pipote și inim de pui și, bineînțeles, o să am și o jumătate de piept de pui. Pentru că cealaltă jumătate n-am să pun una pentru că e destul. Va fi și ceapă verde, și pătrunjel, și mărar și jumătatea cealaltă de piept de pui o să-i fac margheritei, șnițel. Ea știu că își dorește un șnițel de pui cu cartofi prăjiți. O să păstreze fără doar și poate o parte din zeama, din fiertura pe care în care a fiert totul pentru a face preparatul în sine. Eu nu sunt așa de profil atăiat cum fac ceilalți, dar mă descurc. În opinia mea, gătește și gătește românește, deci gătește ca o gospodină. Băi, deci încă o dată să mă scuzați dacă sunt un pic stângace și le fac... Ioi! No, ioi! A dat în foc. Ce Dumnezeului, unde mă gândeam? Nu cred că să fie nicio problemă la bucătărie, cred că se va descurca extraordinar. Pudrați tava de cheg, dați cu un pic de ungeți cu ulei, după care pudrați cu făină. Un pic de făină ca să nu se lipească. După care. Așa. Ce vorbești când zice cheg? Da, frate, cheg și ăsta se face greu. Eu v-aș sfătui de fiecare dată când faceți cheg sau prăjiți în formele astea așa, încercați să puneți hârtia aceea sulfurizată. Vă scapă de foarte, foarte multe probleme și este foarte ușor în momentul în care o scoateți. Nu se lipește. Scoateți, nu se lipește, rămâne cu forme exact. Am prestat la câteva sute de emisiuni de cireașă la viața mea și vreau să vă spun ceva cu toată sinceritatea contractuală. Mie îmi place mult atmosfera din această bucătărie. Transmite căldură și emoție. Drobul se face cu bezea. Deci dacă vrei să-ți iasă un drob ca lumea aerat, mișto, așa, se face cu albușul făcut bezea. Eu nu o să-l fac, că n-am timp. Cu aceste două mâini frumoase și bune, eu zic că... Mamă, mamă, mamă! Să vedeți cum ies astea. Vreau să spun că... Deci drob ca al meu, nu că mă dau mare. Uite, soțul meu aici. Vin și întăresc și eu cu experiența mea de bucătar anonim și amator. Drob ca al Nicoletei, mai rar. Pe bune, uitați-vă! Ne apucăm de mușchiulețul care e la frigider. Aici este mușchiulețul. Am pus deja vinul alb la frigider pentru că a zis Andrei că vinul alb se bea rece. Are dreptate. L-am băgat la frigider. Aici avem mușchiulețul. Încă un lucru foarte important, ținând cont că este muș de porc,
făcându-l în a doua parte, el va rămâne cald și va rămâne fresh în momentul în care îl servești. Așa că checul oricum are nevoie de timp să se răcească. Dropul și el trebuie să fie... poți să-l servești și puțin căldus, dar în general este, e bine rece cu o salată mică. Eu, dacă mă trebuie pe mine, aș face o salată mică verde. Sau doar o salată de ierburi, numai pătrunjel, mărar. Un mic buchet de salată, pentru că, ținând cont că este și ou fiert și asta, rămâne totuși puțin sățios. Muș de porc! Bravo! Cu sos de bere și legume, ia sote, măi! Așa, o crenguță de rozmarin. Deci avem crenguța de rozmarin. Acum, eu nu știu dacă se pune cu totul, dar eu o defrișez. Deci crenguța de rozmarin, o lingură condiment pentru carne de porc. O lingură mi se pare cam mult totuși mie. Eu nu sunt cu condimentele, deci nu-mi plac. Întotdeauna îmi place să servesc o mâncare cu... să simt gustul ei. O lingură, da? Bun. Aș fi preferat, cum ai avut rozmarin proaspăt, toate condimentele alea care sunt pline de euri și de gusturi pe care le mai dai de capăt, le poți scoate doar din sare, piper, sosurile pe care le faci. Nu trebuie neapărat să adaugi o grămadă de ingrediente din asta, pentru că e păcat. 3 linguri de miere. Asta e curată. Mierea ajută la caramelizare, la caramelizarea cărnii de... Cum pui și mierea, le amestești? Da, cu... le bănesc că o să pună și ulei de... și ulei în compoziție. Boia de ardei dulce. Ai venit? Da. Pe unde suntem? Ia. Păi am făcut ce... Păi ce chestie e acolo? Unde? Am pus mierea. Asta e miere. Greșit. Cum dragă greșit? Nu ești. Să trăiască maestru Laurențiu. Vino cu ace, hai. Haide că e foarte târziu. Firea să fie. Nu așa, greșit. Când îl aud așa mor. Oamenii ăștia sunt împreună, cred că au 30 de ani. Eu de când mă știu, ei sunt împreună. Ei sunt împreună, da. Ce trebuia să fac, mai Laurița? Am pus mamii, deci o crenguță de rozmarin. Așa. Așa, iubirea vieții mele. Hai. Deci crenguța de rozmarin. Ulei de măsline, frecat. Îl tai, îl băgat la cuptor, puțin vin alb și să-i dăm drumul că e târziu. Nico, vezi dacă ești foarte bună la gătit? Toată lumea stă și se uită, cu speranța că o să poată fura câte ceva. Apropo, știu că n-ai uitat, dar n-ai vrea să mergem până la chec? Haideți la chec! Ia uite! Încet, că mai trebuie lăsat! Așa! Un pic mai trebuie. Dar întoarce-ți lângă. Dar arată foarte bine chec. Vai, ce n-am pus în el? Ce n-ai pus? Nu, că... De la afară. Scoate-l. Nu e grav, e bun și fără. Măi, firea să fie. Ia uite, mă. Da, era bine, de design. Și nu numai. Nico, fii fără grijă, ăsta e checul clasic pe care îl știm toți, că n-ai pus nucă, nu e probleme. Eu sunt sigur că o să iasă foarte bun, deci... Sau vin și eu cu părerea acum, părerea dezbrăcatul. Poți pune felia de chec și lângă felie un bol cu nucă. Aici, în tavă, se pune vinul. Circa 200 ml vin. Deci nu în el. Ok? Acum o să și 40 de minute la cuptor. Dar n-ai luat mierea. N-ai pus mierea. Nu acum. Eu m-am gândit că atunci, în momentul în care face... amestecul acela de ulei cu ierburi și tot... avea să pună și puțină miere, cu care trebuia să ungă mușchiul de porc. Ținând cont de sosul cu mere, se combinau foarte, foarte bine împreună. Faptul că o să adauge mierea după aceea, e altă manieră de a vedea lucrurile, ca să spun așa. Deci în secunda asta, apuc de sosul de mere. 50 de grame de unt, se topește. Eu aș fi făcut merele cu ulei de măsline. Da. Da. Punem merele peste unt și le lăsăm la călit un pic. Mărul fiind puțin acid, aș adăuga puțin o linguriță de zahăr. În momentul în care se topește cu untul sau cu ulei de măsline, taie din aciditate. Taie din aciditate și îl și caramelizează puțin. Acest sos de mere este garnitură la friptura, la mușchiulețul de porc. Da?
Și am zis mușchiuleț de porc cu sos de mere și cu, ca și garnitură, avem legume. Sote. Vă zic un banc, ci că erau Andrei, Margherita, Mircea și Wilmark. Au stat ei ce au stat și la un moment dat au pus ei mână de la mână și au închiriat o limuzină. Cum erau flămânzi, ce s-au gândit ei? Hai la Nicola Cină, v-ați prins? Aștept continuarea pe Facebook. Drum bun! Apropo, mergem tot la Ploiești și ne cam grăbim. Ne vedem acolo. Deci vreau să spun că merele astea n-au avut niciun pic de zeamă, frate. Puțin ulei de măsline. Păi, deci 1, 2, 3... 4, cred că nu trebuia să iau 2 mere, trebuia să iau vreo 4 mere. Atâta spune la rețeta, asta e. Pentru 5 persoane sau 6 cât sunteți, erau cam 3 mere în general, dar depinde și de măr. Dacă e mărul atât sau dacă e mărul atât. În momentul acesta punem, nu l-a pus tot. Stai puțin că vreau să gust, te rog frumos. Te rog frumos. Că nu vreau să fie acru la oraș. Nu. Nu? Bine. L-am pus pe tot, dragă. Mai era o picătură. Eu am zis cu vin roșu, ei au pus vin alb. Nu te ascultă deloc copiii ăștia. Nu e absolut nicio problemă. A avut perfectă dreptate. Bine! Dragii mei, am terminat, mai am legumele pe care le să fac atunci. O să mi le facă soțul, probabil. Mă duc un pic să mă schimb și eu. Ne vedem. Deci mai am un pic. La revedere, bucătărie, drag. Bravo, felicitări, Nico. Te-ai implicat. Ai făcut un meniu tradițional românesc, bun, gustos. Deci, felicitări, pentru mine ești o gazdă foarte bună. Și pentru mine la fel. Bună ziua! Bună seara! Bună seara! Bună seara și bine te-am găsit! Mulțumesc, Ramona! O muzică ambientală, de primire, o muzică plăcută. Să nu rupă corzile, nu de alta. Lasă ciorapii ți-i rup, nu corzile. Sunt firave corzile alea. Doamne, mie cea la mine casă, nu vă rog să nu vă luați de Margherita. Din dăm la profesionist. Din toată inima. Îți mulțumesc. Și pâinică cu sare, cum ați cerut? Pâinică cu sare. Am avut parte de o primire frumoasă, o primire cu pâine și sare, cu acea vișinată foarte bună, mi-a plăcut foarte mult. Le-am promis, de fapt, cu o seară înainte că le-a dus vișinată. Și chiar îmi pare bine că s-a întâmplat așa, pentru că la mine vreau să spun că vișinata era pe final, a fost un pic groasă, chiar am pus-o pe ultima, cea mai a rămas. Mă făceam și de râs. Vă mulțumesc din suflet. Bine ați venit. Bine. Cu patru am mers cu de acasă. Cu patru picioare. Cu patru picioare. Asta da vișinată. Să rămână, e făcută foarte de noi. Foarte bună. Sper să vă simțiți foarte bine, vă rog să luați loc. Foarte, mai bună decât țuica pe care a Mie ce am zis ceva din aur, te rog din suflet. Cred că n-am mai gustat o astfel de vișinată de când eram eu mai mică și gustam de la mamaia mea, de la mama lui mami, de la țară. Aveți zacuscă făcută de mine de vinete, de fasole. Aici aveți muștarul pentru felul pe care vi-l aduc acum. Am mâncat prima dată zacuscă în România, mi-a adus un prieten al meu și am crezut că este un fel de sos pentru ciorbe și a zăcut vreo o lună în frigiderul meu. Ulterior am aflat că se pune pe pâine și se mănâncă. De data asta a fost mai ușor. A fost foarte bună. Tante Ionica, la domnul Mircea, vă rog din suflet. Tante Ionica. Mulțumesc. Muștarul aveți acolo, vă rog să vă puneți. Drop sau plăcintă cu carne? Zacusca e extraordinară. Este drop de pasăre. Aveți drop, acolo drop, domnul Mircea. Drop, drop, să înălțăm. Drop, să înălțăm. Plăcintele. Da, mă, Nico, bravo. Frumos, hap. Eu, sinceră să fiu, n-am mâncat și nici măcar n-am îndrăznit să gust în viața mea. Drop. Recunosc că n-am mai mâncat până acum drop de pui, dar mi-a plăcut foarte mult. Nu sunt un mare mâncător de drop, dar recunosc că a fost plăcut la gust. Este muștar de Dijon, ăsta îmi place mie. Muștar de? Dijon. Este cel mai bun, e dulce. Da. Nu e ca muștarul ăla să te înțepe la limbă, să nu. E plăcut Nico, la gust. Nico, și te rog și eu că te mai ești pe la bucătărie, să și mie un pahar cu apă, te rog. Un pahar cu apă. Aici avem apa. Foarte emoționat a fost Nico în seara asta. Foarte emoționată. O vedeai cum s-a așezat, cum s-a ridicat, s-a ridicat, se muta stânga-dreapta, nu te lăsa să iei nimic, ea era cea care venea, servea, spunea. Foarte bună plăcinta. Îți dau eu niște apă, am la genunchi. Deci, plăcinta este luată de nu la vreau, mulțumesc, restaurant. Nu vreau, mulțumesc, iubeam decât plată. Cunoscut. Plăcințica aia luată de la un restaurant, ok ca aperitiv. Are și scuza că întotdeauna în momentul în care pregătești o cină cât ai vrea să fie de bună și de aia, nu le faci pe toate în casă, mai te duci și mai cumperi una alta. Deci nu e un lucru rău ăsta. Oricum îi scad din idealul unei cine pe care scădem un punct. Pe mine v-aș vrea să mă scuzați, dar eu nu sunt în apele mele, că tot a pus Nicoa. După ce am mâncat ieri la Margherita,
am avut extraordinară plăcere de a hrăni niște boboci, deci de a da la boboci de vreo 3 ori toată noaptea. Am fost rău, m-a durut stomacul, am fumat de 3 ori, am fost la spital, am luat scobutil, rău, nu știu de la ce. Nu mi-a făcut bine nici mâncarea de la Margherita, m-am și enervat foarte tare, n-am spus chestia asta. Auzi și eu care credeam că a plecat de nervi, că mi-a ieșit totul bine. Da, eu am crezut că a plecat de nervi și de oftică. Când a văzut că e așa de reușită mâncarea și așa de bine... De oftică. Păi da, de oftică ai plecat. Stoian întotdeauna a încercat, de când am început această emisiune, a încercat să fie mai cărcotaș cu mine. Eu nu știu de ce, pentru că eu, de la bun început, am încercat să fiu o doamnă și nu o domnișoară, am 21 de ani. Și am încercat să păstrez distanța și să îmi impun respectul și bunul simț, ținând cont că are o vârstă totuși, un om destul de bătrân, aș putea spune. Eu nu l-am deranjat și nu l-am supărat, sincer, să fiu cu nimic. Deranjează falsul, chiciu. În momentul în care încerci să imiți, în momentul în care încerci să fii ceea ce nu ești, trebuie să înveți să comunici corect. Eu așa comunic, cum a învățat mama și la școală, păi și da, la da, facultate. Așa comunici, asta, dar nu gătești așa. Mâncarea mea a fost gătești perfectă la, și a plecat de nervi. Nefăcută de tine. Ba da, cum nefăcută de mine? Dacă am zis că am făcut-o eu... Una zici tu, alta se vede. De nervi, că era prea bună și n-aveați ce motiv să-mi găsiți, să vă luați de mine, ați plecat. Te la emisiune și o să vezi ce motiv veți am găsit. Nu cred. Aiurea, în tramvai. Andrei, tu ai păzit ceva aseară de la mâncarea mea? Nimic. Tu, Wilmar, că ai păzit ceva, că mai nești bună aseară. No, okay. Singurul lucru care a fost că a fost un pic cam multă. Dar atât. Dacă te arunci în apa, da, foarte bună. Nico, tu ai pățit? Probabil din cauza asta, Stoian. Doamne, ferește! Mi-e pare rău că n-am putut să stau mai mult. Am mâncat cu nervi, am mâncat. Nu gătit-o a fost problemă. Bă, mie mi-a pus, în porția mea mi-a pus ceva. Nu trebuie neapărat să aveți și voi probleme. Mie mi-a pus în mod special ceva. Vedeți, mă, dacă făceam eu ultimul. Ce nu mi-aș permite să fac așa ceva niciodată în viața mea. Eu nu pun la suflet răutățile lui Mircea Stoian. Încerc să fiu o doamnă, să-mi păstrez calmul și totuși încerc să țin cont de vârsta lui. Ia zi, Margherita, ce ai? Hai, și cine a cântat? Eu nu mai vorbesc. Hai, că trebuie să ai cultură muzicală. Vorbiți cu pereții, cu mine nu. Hai, mă, zi. Dar nu vreau să mai discut cu dumneavoastră, da? Zic că nu știi. Dacă vrei, scriu cu un bilețel. Mi se pare normal că o fată care vine, provine într-o familie de muzicieni, indiferent că sunt muzicieni, că cântă muzică populară sau muzică de petrecere, ea trebuie să asculte toate genurile. La început am avut o impresie foarte bună despre Mircea Stoian și încă mi-o mențin așa, câtuși de puțin. Un om de la care chiar ai ce învăța, pentru că este un om cu o experiență vastă în televiziune și viața de zi cu zi. Dar răutatea și cârcotela din el lasă de dorit. Mi-a lăsat un gust amar. De acum încolo, când o să aud de Mircea Stoian, o să-mi pun așa mâinile la urechi și la ochi, dacă e să-l văd. Nu vreau să mai am de-a face cu tine, Mircea Stoian. Te urăsc. Eu să zic domnii, pentru că pentru Margherita am o surpriză. Știți, eu cu care prăjit. Asta, da, este un gest de gazda bună. Bravo. Eu v-am întrebat pe tot ce ați vrea. El a spus că mănâncă orice, tu la fel că mănânci orice. Cu toate că mie mi-a făcut tortii aia, de-abia aștept să fac acasă. Nu m-am putut să o fac. Și dumneavoastră la fel a spus că mănâncă orice. Dacă vrei după emisiune, asta, dacă nu mănânci tot, mă supărând. Mersi mult că te-ai gândit la mine. Și mițel cu cartofi. Și să știi că, uite, deci aici, deci chiar te rog din suflet să guși măcar din mușchi și să vezi cum este mușchiul cu sosul de mere. Eu, sincer să fiu, mă așteptam ca Nico să ne încânte prin felul ei de mâncare, să gătească extraordinar de bine. Interesantă combinația de porc cu sos de mere, mere ușor dulci, interesantă. Deci asta a fost, zic eu, punctul forte al lui Nico. Hai să aducem pacea pe masa asta. Dumnezeu să binecuvânteze masa asta, da? Wow. Și am zis-o intenționat așa. Doamne ajută! Am zis că aici suntem într-o emisiune de divertiment. Oh, Margherita! Ascultă-mă un pic, nu mă interesează limba română, cum e să vorbește la limba română. Limba română vorbim în altă parte, dar aici trebuie să fim veseli, să râdem, să mâncăm. Nu vrem să vorbim despre limba și literatura română. Nu, cam despre asta e vorba.
bancuri și să mai râgâim un pic, mai mâncăm două semințe, mai bem o bere. Nu, există divertisment de calitate. Dar el a înțeles că noi suntem la o emisiune de divertisment în care trebuie să zâmbești, să fii vesel, să socializezi și să mănânci. Nu venim aici să facem limba și literatura română. Mazăre, asta ați făcut baie cu ea? Chiar a ieșit bine. Nu, Mazăre, n-am făcut baie cu ea, să știi, dacă a ieșit un pic mai... Dar ce s-a întâmplat? De ce așa de... Am ținut cum este tare? Nu e fiartă? Dar... Dacă e prăjită un pic, am ținut-o ca să fie caldă. Și cred că e scofulcită așa, e, arată ca mine. Ce a făcut Mazărea mea? A făcut mișto de Mazărea mea, dar nu înțeleg de ce, de legumele mele. Mazărea era prea sfrijită, prea nu știu cum, iar brocoli era... Nu știu, aș fi vrut altceva. Să știi că neamul meu te place foarte mult. Toți te iubesc și vreau măcar să fie așa. Uite, m-a fost la mine casă și a cântat pentru noi. O să vă cânt așa, o capela din melodia mamei mele. Cine seamănă cu mine, cine nu mai... Ce-mi place! Cine seamănă cu mine, cine numele mi-l poartă. Mă mândre și am cu cine, că am băiat, am și fata. Tot ce am făcut în viață, și la greu, dar și la bine, copiii mi-au dat speranță pentru azi și pentru mâine. Cine seamănă cu mine, cine numele mi-l poartă. Mă mândre și am cu cine, că am băiat, am și fată. Ce-mi place! Mulțumesc! Bravo. Nu te gândesc să puteam să fac ce faci tu. Frumos, a cântat frumos. Nu pot mai, nu pot. Deci asta e o chestie, a cântat a capela, a cântat frumos. Ea ei. Ia, e, se vede că e ea, este ea, Margherita la 27. Ai, ce frumos! Dacă vine cu de-astea cu făcături, nu putem să înghițim la noi. Făcături? Da, făcături. Ce făcături? Am destule burte, că nu mai am grate. Făcături cum ar fi ce? Eu zic să... În semn de respect față de Nico, că ne-a de gazda. Să încercăm să avem o seară cât de plăcută se poate. Mai ales că e ultima. Nu era locul potrivit, indiferent de ce aveau de discutat. Dar oricum, el e așa, cum se zice la noi, la Clejean, mârlan, pentru cine cunoaște, și e răutăcios. Dar nu știu de ce e răutăcios cu mine. Cred că totuși era seara lui Nico și trebuia să ne bucurăm de ceea ce a făcut ea. Eu am o nepoțică și mi-ar place tare mult să ne cânte ceva, pentru că este clasa a doua, cântă la pian de la 4 ani aproape. Și eu am un frate care cântă la pian, studiază pianul de mic copil de la 7 ani și este olimpic, aș putea spune, mă laud cu el. La noi în casă se cântă muzică clasică, Bach, Chopin și alte nume din astea grele. Sonatina de Beethoven e una dintre cele mai cel mai cântate lucrări și e și pentru sufletul meu. Câți ani ai? Bravo! Mulțumesc! Deci dacă eu nu vedeam de stâlp.
nu vedeam și ascultam muzica și mă gândeam undeva dacă era un tempo un picuț mai repede, ai fi zis că e un profesionist adevărat. A cântat atât de bine că Mircea, deci chiar a rămas foarte surprins și a zis, băi, ce, închideam ochii și nu venea să cred, am crezut că e un om mare, deci nu un copil de 9 ani. Îi doresc mult succes în carieră și mă bucur pentru toți nepoții mei. Deci este un patnișpan, da? E făcut fără ulei, fără că mai sunt mai multe feluri de, se pot face mai multe feluri. Asta e făcut foarte simplu. Și foarte pufos. Foarte gustos. Și era mai, deci crescuse, ne-a minunat de el. Bine că el se lasă după. Ce se răcește? Îți place să ia? Dacă tac, înseamnă că îmi place. Checul ăla bun, gustos, bun, dar nu pentru o masă festivă. Ăla e bun când îți vin prietenii acasă, stai să te uiți la televizor, e în loc de semințe. Mi-a plăcut enorm, foarte bun. Nu era, exagerat de dulce, avea exact gustul care trebuia. În final, v-am pregătit, dragii mei, o piesă, am lăsat-o pentru final, pentru că e piesă din repertoriul meu. O piesă pe care voi o cunoașteți și chiar vreau să vă gândiți la ceva frumos, la iubita voastră, la soție, la copil, la ce vreți. E o piesă de dragoste relaxantă și chiar l-am invitat și pe soțul meu să vină să cânte cu chitară. Caut prin suspine și nu mă pot abține să nu mă mai gândesc. Zilele trec, eu mă măcesc, trec prin locuri care poți fi și tu oare. N-o fac intenționat, povestea nu s-a încheiat. Poate undeva, cineva, într-o bună zi mă va ajuta să te regăsesc. Poate undeva, cineva, într-o bună zi mă va ajuta să te regăsesc și apoi să-ți șoptesc cât de mult vă iubesc. E de necontestat faptul că este una dintre cele mai bune voci din România și a fost plăcut. Eu chiar asta îmi doream. Din punctul meu de vedere a fost o seară plăcută artistic. Nico, în seara asta de la mine ai nota 10. Nota mea pentru Nico este 9. 10 cu felicitări și cu tot dragul și sufletul. Nota pentru Nico este 8. Din păcate, iar trebuie să intervin și să întrerup seara asta minunată. Dar sunt scurt și spun doar atât. Nico, 37 de puncte. Să rămână pentru masă. Mai rămâneți un pic că n-o fi foc. Îmi revine această emoționantă sarcină. Emoționantă sarcină. O să mă ridic în picioare. Normal, cine putea să strice acest moment emoționant sarcină? De a anunța câștigătorul din această seară. And the winner is. Vă rog, băi, the winner is all. Deci vă rog, domnul Stoian, să-i tăia sunetul. Deci eu îmi doresc din tot sufletul ca noi cei 5 care suntem aici, da? Eu îmi doresc ca noi cei 4 care suntem aici să fie. Lasă-l să vorbească. Deci noi suntem câștigători. Băi, deci a fost atât de mișto în toate seriile astea. Exact, mai puțin a doua. Mai puțin a doua când a făcut sport. Așadar, și prin urmare, o să anunț punctajul în ordinea seriilor în care s-a gătit. Și anume, prima seară... Andrei. J. Andrei. Nu, Andrei, J. J. Okay. J. J. Hai. 34 de puncte. Ca să se vadă, să vadă toată lumea. Adică pe sistemul lasă așa că mă, că ne... Da, adică 34. Luați-ne la acolo. Da. Bine, 34. Bravo. Ok. Acum suspans mare. Sărim peste seara a doua, că mi-e așa, adică n-are noi. Sărim sau... A, nu, zicem. Ideea de bază este că... Cred că i-am dat cea mai mare notă. Tu? Da. Și tocmai pe tine te-ar să cât i-ai dat? Cât i-ai dat? 7. Și eu 8. Vezi? Și eu 7. 8. Nu iese. Nu că nu iese. Nu iese. 8 cu 6, 14. 14 și voi cât ați dat? 7 e. 14 și cu 7, 21. 3 de la mine? Și unul? Și cu 6, el a dat 6. I-am dat 7. 7 ai dat? Tu ai dat 6, Andrei. 6 am dat. Da. Da, da, da. Will? Da, ia să vedem. Will! La Will e baza. La Will, săracu, a gătit și bolnav și
Da, nu, ne-a dat și nouă. O să zic că ți-a adică... zis tortia aia e... De la mine a avut 10. Și cât? De la mine 10. 10? Serios? Da. No. 10? Da, tu cât ai dat? E incredibil. Te omor. Facem socoteală. Ai dat 5 ca să scapi. Ce ai zis? Dau 5 la 100. I-am dat cu bacșiș. Ai dat cu bacșiș. Da. 34 de puncte sunt legate. Bravo, oh, stai așa. Bravo. Deci, 4 puncte ai dat? 10 de la tine. 10 de la tine, 10 de la tine și 4 de la el, da, 34. Am dat 4. E bine, 4 ai dat, mă jur. 4 ai dat. Păi dacă mi-ai dat mie 3. Dacă mie mi-ai dat 3. Nu ție trebuia să-ți dau 3, dar ai fost tribu și n-am avut permis de preparat. Da, de ce? Trebuie să puntez la mine. Cu 3 de la mine și cu 3 care. Cu punctele mele am mai puse 3. Nu te lua după el. Așa bagă strâmbe. Marga. Margherita, 10 a dat. 35 de puncte! Bravo! Ați fost buni! 35 de puncte, am fost buni, bravo, dar nici! Nu, dar am văzut că pentru o tânără care nu știe să gătească, ți-ai dat silință să faci ceva. Bravo. Cine a dat 5 puncte? Cui? Nu se mai zice. Cine putea să mai zice? N-am dat 5, am dat mai mult. Cât? 6. Cum să dai mă 6? Uite așa, simplu. Ție cât îți dai dacă ei ai dat 6? E bine? Da. Această emisiune m-a făcut să-mi doresc și să încep să îndrăgesc foarte mult să gătesc. Cred că de acum încolo voi deveni o mare, mare bucătăreasă. Și mă voi apuca de gătit în adevăratul sens al cuvântului. Bravo! 37 puncte. Bravo, bravo. Câștigătoarea galei este deci Nico. Deci fiți atenți că nici mie bravo, 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 bravo! Chiar nu mă așteptam... A fost un moment, îți dai seama, de, și de fericire, dar și de un pic amar. Pentru că eu vreau să câștige altcineva. Bravo! Da. 10 cu felicitări! Speech, n-am să țin speech, pentru că mie mi se pare normal să vă felicit pe toți, pentru că toți am muncit, toți ne-am dat silința să fie bine. Chiar și el, așa cum a fost. Nu mai fiți răi, măi! Băi, mă, scoateți oaia neagreșită! El a vrut altceva, ne-a dus într-un balon cu 5 grade, nu contează. Bă, dar a fost altceva. E premiul nostru. Și le mulțumesc pentru toată săptămâna asta frumoasă, un pic obositoare, dar chiar a fost frumos. Un băiat anemic, slab, nu-i place să mănânce, nu-i place să bea. Uite, suntem la el la ușă, apăsăm pe sunerie. Bună dimineața, fetelor, poftiți! Când te uiți la el, nu prea-l vezi bucătar, îl vezi gurmand. A scos limba ardeiul la mine, să-mi trag una. Dacă vrea cineva pentru nunți, botezuri, să mă antamați, să viu, să... Gătesc. Am zis să fie cât mai colorat și mai diversificat. Perfect. Poți să iei acum.